Deschidem Sfânta Scriptură la textul programat pentru seara aceasta, text de învățătură din 1 Petru capitolul 4, pagina 1194, de unde citim primele 6 versete. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost propovăduit Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile, pentru că la serile de joi, când avem lecțiuni biblice, căutăm să luăm versetele pe rând și să le explicăm, să le înțelegem la nivelul la care ni le descoperă Dumnezeu și la nivelul la care putem să înțelegem din revelația primită. Dorim să facem același lucru și în seara aceasta și o să începem cu versetul 1. Vom lua pe rând fiecare verset, sunt doar 6 versete și la versetul 6 vom poposi mai mult, deoarece este un verset mai dificil, mai greu, care necesită un studiu mai amplu. Versetul 1 ne arată că Hristos, Domnul, a pătimit în trup, fiindcă Hristos a pătimit în trup. Asta anulează, desfințează o învățătură care se promova încă din primul secol și care spunea că Hristos nu a fost în trup pe cruce și numai se părea că suferă și se părea că moare. Acest text, acest cuvânt, împreună cu multe altele, anulează învățătura falsă de atunci, din vremea aceea, arătând faptul că Hristos în trup omenesc a pătimit. Și El a pătimit în trup tocmai pentru ca poftele trupului și păcatele trupului să nu mai stăpânească în viețile noastre. Vedeți că face o paralelă aici între pătimirea lui Hristos în trup, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Așa cum pedeapsa, blestemul a venit în trup, așa păcatul trebuie oprit în trup. A sfârșit-o cu păcatul lui, pentru că în vremea, deci trece de la Hristos la noi, la oamenii, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, adică nouă, să nu mai trăiască, noi să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. A fost nevoie de o pătimire, o suferință în trup, pentru ca oamenii să primească putere să spună stop păcatului în trup. Păcatul în trup fiind poftele oamenilor. Poftele oamenilor care în versetul 3 sunt arătate ca voie a oamenilor. Observați, în versetul 2, ultima frază, să nu trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Există o voie a lui Dumnezeu. În versetul 3, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor. Și care e voia neamurilor? Voia neamurilor
este și ați trăit în defăimări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Acestea sunt păcatele pe care omul le săvârșește în trup. Și asta e voia neamurilor. Există o voie a lui Dumnezeu. În voia lui Dumnezeu omul trebuie să spună stop păcatului și poftelor firii și voii neamurilor. Omul trebuie să spună stop și să spună da voii lui Dumnezeu, care este exact în contrast, opusul voii neamurilor. Este voia lui Dumnezeu. În versetul 4, apostolul spune, acum oamenii se miră de voi dacă ați trăit în lume înainte și ați mers la chefurile lor și ați băut ca ei și v-ați bătut ca ei și ați fost la ospețe ca ei și ați înjurat ca ei și ați comis adulter ca ei și ați fost robiți de aceste păcate care vin prin pofta omului, despre care am vorbit la ultima predică. Duminică a fost o săptămână. Înfrânarea poftelor. Dacă voi ați fost cu ei și ați săvârșit cu ei aceleași lucruri, ați trăit în voia neamurilor, acum, în versetul 4, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Observați, un om care a trăit în păcat, care s-a compromis, care a acceptat voia neamurilor, adică trăirea în poftele firii pământești, omul care s-a complăcut în această stare, l-a smuls Dumnezeu de acolo, dar oamenii care rămân în starea aceea îl batjocoresc. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut experiența asta, dar dacă unii dintre dumneavoastră, poate cei mai în vârstă și nu numai, care ați trăit în lume, în felul lumii, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dacă într-o zi v-ați oprit, așa cum ne-a ajutat Dumnezeu pe fiecare la rândul nostru să ne oprim, să ne oprim de la potopul acesta de desfrâu, de stricăciune și păcat, și n-am mai participat, n-am mai fost la petreceri, n-am mai fost la jocuri, la dansuri, la băuturi, la chefuri, la beții și la toată stricăciunea acestei lumi, oamenii au început să vă batjocorească, să se râdă, ca și cum v-ați fi pierdut mințile sau ca și cum v-ați fi rătăcit. Nu vi se pare interesant? Că după ce omul se întoarce la Dumnezeu și își îndreaptă viața, alții au părerea că s-a rătăcit. Asta a pățit chiar tatăl meu, ne-a povestit când s-a întors la Dumnezeu, când s-a pocăit. El a fost bețiv înainte, a fost alcoolic înainte și a încercat să scape de patima asta alcoolului. Și a încercat toate metodele. A zis că a mers odată cu un prieten al lui și eu și-au propus atâta bem până nu mai putem, poate că ne scârbim de băutură și apoi o să ni se facă rău și nu o să mai bem niciodată, că ar fi vrut să scape și nu a reușit. O băut până n-au mai putut, o dormit în șură, dar nu s-a scăpat. Până când a mers la grupul de rugăciune, până când a lăsat ca să-i vorbească Dumnezeu din cuvânt, până când l-a transformat puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și ce este foarte interesant e că înainte de a se întoarce la Dumnezeu a fost prieten foarte bun cu preotul din sat. Și nu numai prieten foarte bun. Tata pe vremea aceea avea cai și căruță. Și nu toți oamenii aveau cai și căruță. Și el cu cai și cu căruța îl ducea pe domnul preot la slujbe în alte localități. Deci era foarte apropiat cu domnul preot. Dar de la biserica din satul vecin și până veneau ei acasă, câteva pahare și încă mai câteva pahare, ajungeau
beți acasă, de la Sfânta Biserică, dintr-o localitate și dintr-alta. Și când s-a pocăit tata și n-a mai mers la biserică, preotul s-a dat jos din strană și l-a intersectat drumul în timp ce mergea la casa de adunare. Și a zis: Adame, ce s-a întâmplat? Tu te-ai rătăcit. Tu te-ai rătăcit. Și atunci el a trebuit să spună: dar nu am fost rătăcit înainte, când beam împreună. Uită că acum sunt liber. Mă duc și mă rog, mă duc și citesc în Scriptură. Eu acum am găsit calea, eu am fost rătăcit înainte. Dar observați că lumea inversează lucrurile ca să-l intimideze pe omul care se întâlnește cu Dumnezeu, care face voia lui Dumnezeu. Să fii un om credincios și lumea să te condamne că ești rătăcit, că ți-ai pierdut mințile pentru că nu mergi la același potov de desfrâu și te batjocoresc. Nu sunt batjocoriți creștinii acum în zilele noastre? Nu sunt batjocoriți creștinii? Pentru că nu acceptă orice tip de învățătură nebună care duce cu adevărat pe oameni în rătăcire, care neagă realitatea, care spun minciunii adevăr și adevărului minciună. Nu sunt acum copii adevărați al lui Dumnezeu batjocoriți? Ba da, ba da. Dar noi îl slăvim pe Dumnezeu pentru că ne-a scos de acolo. De aceea, frați și surori, iubiți tineri, o viață trăită în pofte, în împlinirea poftelor și în lucrurile descrise aici și în multe alte părți, nu este compatibilă cu viața unui copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu trebuie, e obligat să se separe de aceste lucruri. Uitați, recitesc din nou versetul 3. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor. Ajunge. E destul. Acum ați ieșit de acolo. Nu se permite unui copil al lui Dumnezeu să rămână în poftele și în mersul lumii. Nu-i permis. E păcat că oamenii merg tot după voia neamurilor și zic că-s copii ai Domnului. Cum fratele Ștefan vorbea la început și cum s-a citit cuvântul încă de la început. Fraților, noi odată ce ne-am întâlnit cu Hristos, noi am spus stop păcatului, voii neamurilor și trăirea după poftele firii pământești. Noi spunem stop. Noi căutăm voia lui Dumnezeu, noi căutăm sfințirea, noi căutăm adevărul, noi căutăm rugăciunea, noi căutăm părtășia, noi căutăm cântarea, noi căutăm vestirea cuvântului, noi săturăm sufletul nostru cu ceea ce ne oferă Dumnezeu. Vorbea fratele Gabi de izvorul de viață. Care e izvorul de viață? De unde să satură omul? Din cuvântul lui Dumnezeu să satură sufletul omului, prin Duhul lui Dumnezeu să satură sufletul omului, prin părtășia frățească, prin cântarea de laudă, prin ascultarea mesajelor sfinte. Așa se satură sufletul omului. De ce aleargă copiii care sunt flămânzi după Dumnezeu? De ce aleargă la casa lui Dumnezeu? De ce aleargă la rugăciune? De ce aleargă la părtășie? De ce deschid Biblia acasă? De ce se pun pe genunchi și se roagă? De ce? Pentru că doar așa se satură omul lăuntric. Așa se hrănește omul lui Dumnezeu. Pentru ca să țină în frâu trupul acesta și să spună nu voii neamurilor și voii firii pământești. Versetul 5 spune: vă batjocoresc acum. Ei, cei din lume, încă trăiesc în desfrâu, încă trăiesc în aceste păcate și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Am zis, mă, și morții, dar de ce n-a zis să judece numai vii? A zis să judece și morții, pentru că e adevărat că nici morții nu scapă. Unii zic, bă, până la moarte și ai scăpat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dumnezeu va judeca morții și va judeca după ce au făcut când au trăit.
Dumnezeu judecă și vii și morții. Să nu gândească cineva că, bă, până mor, dacă nu mă prinde până mor, dacă nu mă prinde IRS-ul până mor, dacă nu mă prinde poliția până mor, dacă nu mă prinde nevasta până mor, dacă nu mă prinde nu știu cine până mor, am scăpat. N-ai scăpat. N-ai scăpat. Că au să dea socoteală înaintea celui ce-i gata să judece vii și morții. Vine vremea când Dumnezeu judecă și morții. Acum îi judecă pe cei vii. Când suntem în viață, ne judecă Dumnezeu acum și bine să ne judecăm noi. Nu o să intru în domeniul acesta al judecății în mod specific. Ce am vrut să scot în evidență e faptul că Dumnezeu judecă și vii și morții. Nimeni nu scapă de judecata lui Dumnezeu. E adevărat, în vremea comunistă au fost învățați oamenii că nu există Dumnezeu și că după moarte nu mai există nimic, nu există rai, nu există iad, nu există pedeapsă, nu există judecată, nu există nimic, pentru ca oamenii să se complacă în hoție, în minciună, în adulter, în stricăciune, să spună, îi ok, că la moarte, oricum, toți ajungem la moarte și dacă supraviețuim până la moarte, apoi am scăpat. Nu scapă nimeni, nu scapă nimeni. Toți o să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, versetul 6, aici doresc să poposim puțin. Versetul 6 vorbește despre o evanghelie vestită celor morți. Versetul acesta se leagă de versetele 18 și 19 din capitolul precedent. Dacă mergeți la capitolul 3, avem versetele 18 și 19. Astea două versete se complementează. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiți, ca să ne ducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătiți odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care nu au fost scăpate în apă, au fost scăpate în apă un mic număr de suflete, și anume 8. Versetele 18, 19 și 20 și versetul 6 ne arată că a fost un moment în care Hristos a propovăduit celor morți în duh, s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Vreau să fac un disclaimer. Ceea ce vorbim în seara aceasta și ceea ce căutăm să explicăm și să arătăm în seara aceasta nu este esențial pentru mântuirea noastră. De aceea s-ar putea, ca și în alte locuri în Scriptură, să fie și alte păreri sau să fie alte opinii și alți oameni să vină cu alte interpretări. E posibil lucrul acesta, dar ce-i bine e că nu atârnă mântuirea noastră, nici veșnicia noastră, nu atârnă de modul în care înțelegem să explicăm versetul acesta. Dar pentru că versetele acestea sunt scrise și pentru că și altele sunt scrise, care ori se bat cap în cap, ori se pun împreună cu acestea, este bine să încercăm să ne formăm o opinie care să facă sens, care să se potrivească cu cele mai multe versete din Scriptură și care să nu contrazică alte învățături și alte pasaje și alte aspecte din doctrina și învățătura noastră. Și atunci, întrebarea se naște aici, cui a vestit Domnul, ce a vestit și când? Când s-a dus, unde s-a dus și la cine a vestit și ce a vestit? Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Că este clar că ceva în felul acesta s-a întâmplat. Și atunci
Trebuie să înțelegem din Vechiul Testament cum a fost percepută viața după moarte. Cum a fost percepută în Vechiul Testament? În Vechiul Testament se face puțin aluzie și puțin învățătură despre viața veșnică, despre înviere, despre viața de apoi. Vechiul Testament conține mai multe taine vis-a-vis de subiectul acesta, nu descoperiri. Descoperirile au venit prin Hristos și în Noul Testament se deschide, se dezvăluie, se dezvoltă și ni se revelează multe lucruri care în Vechiul Testament nu erau descoperite. Dar să vedem ce era în Vechiul Testament și cum înțelegem. În primul rând înțelegem că exista o locuință a morților. Folosim terminologia din traducerea Cornilescu, din Bibliile noastre. Exista o locuință a morților. Lucrul acesta este clar, că exista o locuință a morților. Pasaje avem nenumărate și rog pe frații de la proiecție, if I can have your help, ca să arătăm câteva pasaje care vorbesc despre locuința morților. Genesa 37 cu 35, Genesa 37 cu 35, cuvintele lui Iacov, cuvintele patriarhului Iacov. Plângând mă voi coborâ la fiul meu, vorbea despre fiul lui Iosif, credea că Iosif este mort. Plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților și plângea astfel pe fiul său. Deci ce știa patriarhul Iacov era că atunci când moare, merge în locuința morților. 1 Samuel 2 cu 6, dacă puteți să proiectați. Fraților, sunt 20, 30, 50 de pasaje. Am putea lua multe pasaje, dar luăm doar câteva. 1 Samuel 2 cu 6, unde cuvântul spune așa: Domnul omoară și înviază. El coboară în locuința morților și el scoate de acolo. Psalmul 6 cu 5. Psalmul 6 cu 5. Să urmărim cuvântul. Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința morților? Și apoi profeția despre Domnul Hristos, Psalmul 16 cu 10, Psalmul 16 cu 10, profeție folosită în Faptele Apostolilor, în predica lui Petru, prima predică a lui Petru. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Deci primul lucru care îl înțelegem din Vechiul Testament este că exista o locuință a morților în care mergeau cei care muriau. Ok? Deci ăsta e primul lucru care îl înțelegem. Apoi aș dori să luăm pasajele acestea și să le punem alături de pasajul din Noul Testament, din Luca, Luca 23, Luca 16 cu 23, Luca 16 cu 23, Luca 16 cu 23. Pilda bogatului și Lazar. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus
a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Pe Lazar în sânul lui. Ce mă obligă să cred este că locuința morților era împărțită în două. Era împărțită în două. Și era separată, și era separată de o prăpastie. O parte din locuința morților era cu morții care intrau în suferință și în chin, cum arată Domnul despre bogat. Și cealaltă parte a locuinței morților, care era separat de prima și la distanță de prima și cu prăpastie de prima, era locul unde mergeau cei credincioși. Numit de Domnul, e metaforic numit aici, în sânul lui Avram. Dar erau în locuința morților. Când Domnul s-a dus după moartea lui, a să reformulez, la moartea lui și după moartea lui, Domnul ne arată evrei că Domnul a mers în mod duhovnicesc cu sângele lui în fața Tatălui și a câștigat ispășirea. A avut loc iertarea, jertfa Domnului a fost primită, păcatele au fost iertate, păcatele din trecut, păcatele din prezent, păcatele care urmează, jertfa Domnului a fost acceptată, Domnul a primit cheile împărăției și cheile locuinței morților și cheile morții din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 18, și Domnul s-a coborât la poarta locuinței morților, dar la care poartă și cu ce mesaj? Aici zic eu și înțeleg eu că este cheia și secretul. S-a coborât la poarta celor credincioși care în Vechiul Testament au adormit în credința în Mesia care o să vină. Noi suntem mântuiți datorită jertfei lui Hristos care a avut loc în urmă cu aproape 2000 de ani, sau aproximativ 2000 de ani. Prin credința în jertfa care a fost, noi suntem mântuiți. Cei din Vechiul Testament nu pot să fie mântuiți, nici ei fără Hristos, dar ei nu l-au avut pe Hristos în trecut, ei l-au avut în viitor. Dumnezeu le-a promis că le va trimite un Salvator, Dumnezeu l-a promis pe Mesia. Credincioșii Vechiului Testament au murit cu această credință în Mesia care va veni și va izbăvi pe poporul lui Israel. Cei din Vechiul Testament n-au fost vrednici ca să fie mutați în raiul lui Dumnezeu, pentru că fără jertfa lui Hristos nu există iertare, nu există desăvârșire. Cei din Vechiul Testament au fost în locuința morților, într-un loc de așteptare, ca să vină jertfa, să vină izbăvirea, să vină salvarea. Hristos Domnul a plătit prețul, a luat cheile și El spune: eu am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El s-a prezentat la poarta locuinței morților, așa cum o numește Scriptura, a deschis poarta, a adus anunțul că izbăvirea a avut loc. Trebuie să înțelegem, suntem obligați să înțelegem, că oamenii care au fost eliberați, oamenii cărora li s-a dus vestea bună, nu li s-a dus vestea bună pentru ca să creadă, pentru că ei au murit în credință, ei au crezut, au crezut în Dumnezeu și în Mesia care va veni. Că dacă s-ar oferi o astfel de posibilitate la toți care mor, toți care mor ar crede. Și atei, după ce mor, dacă li se duce Evanghelia și li se dă șansa, cred. Dar nu există așa ceva. Nu ne dă voie Scriptura să credem așa ceva. Dimpotrivă, Cartea Evreilor, și vreau să citesc cuvântul acesta, 9:27 spune așa: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Nu este șansă de salvare după
moarte. Omul să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu după ce moare. Noi vorbim din Vechiul Testament de oamenii care au crezut, oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu, oamenii care au slujit lui Dumnezeu. Noi nu putem accepta ideea că patriarhii, prorocii, oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament au fost duși în locuința morților împreună cu criminalii și cu alții care sunt chinuiți. Nu putem accepta ideea aceasta că în învățătura Scripturii nu ne e permis să deschidem o astfel de ușă, dar ne este permis să credem în ceea ce este scris, încât este scris, că au fost în locuința morților, dar pentru că izbăvirea prin Hristos nu veniseră încă, ei nu puteau să fie mutați în rai. Raiul s-a deschis doar la cruce. Domnul Hristos rostește cuvintele acestea la cruce, Luca 23:43. Astăzi vei fi cu mine în rai. Raiul s-a deschis prin jertfa lui Hristos, pentru că nimeni nu putea să ajungă în rai fără jertfa lui Hristos. Dacă oamenii din Vechiul Testament puteau să ajungă în rai fără jertfa lui Hristos, nu mai era nevoie de jertfa lui. Dacă ar fi salvare fără jertfa lui Hristos, nu era nevoie de jertfa lui Hristos. Dar și cei din Vechiul Testament, și patriarhii, și prorocii, și credincioșii, și împărații, toți oamenii și sfinții din Vechiul Testament au avut acces la raiul lui Dumnezeu tot prin Hristos și numai prin Hristos. Nu este salvare printr-o altă cale și printr-o altă poartă. Dar cei care au fost în Vechiul Testament, vreau să repet, ei au murit în credință, în promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu va trimite un izbăvitor. Încă din Genesa 3:15, când la căderea lui Adam, Dumnezeu a promis că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și toți oamenii lui Dumnezeu au trăit cu credința asta și au murit în credința asta. Vine ziua în care sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Capul șarpelui a fost zdrobit pe cruce la Calvar. Păcatele au fost iertate atunci. Oamenii au fost îndreptățiți atunci, justificați atunci. De aceea Domnul s-a dus la poartă. Cineva pe bună dreptate m-a întrebat, că a mers Domnul și a intrat în iad? Și am zis, părerea mea e că nu a intrat Domnul în iad, nici nu a fost nevoie ca să intre în iad și nici nu am o corectă interpretare a iadului vis-a-vis de Vechiul Testament, ci doar de locuința morților. Dar ceea ce cred este că Domnul s-a dus la poarta locuinței morților, unde erau și așteptau izbăvirea cei care au murit în credință din Vechiul Testament. Nu cei care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu cei care au trăit departe de Dumnezeu, nu cei care au murit în necredință. Ei o să vină la judecata finală, ci doar la cei care au murit în credință. Și vestirea Evangheliei constă într-o proclamare, într-o declarație. Mesia a venit, jertfa a fost depusă, Dumnezeu a acceptat jertfa, păcatele au fost iertate, acum sunteți mutați de aici în raiul lui Dumnezeu împreună cu tâlharul. Tâlharul e primul rod, primul care a intrat și împreună cu el cei din Vechiul Testament, care îi numim noi Sfinții lui Dumnezeu. Și atunci când a avut loc mutarea aceea, înțeleg că a avut loc și învierea unora, ca să se știe, să știm noi că ceva s-a întâmplat în cer. Ceva s-a întâmplat în cer. Lucrul ăsta e deosebit de interesant. În Evanghelia după Matei ni se arată lucrul acesta, că la moartea lui Hristos s-a rupt perdeaua din lăuntru, de sus în jos, s-au crăpat stâncile, s-au deschis morminte și unii au înviat. De ce a avut loc această înviere? Ce a vrut să ni se transmită? Și de ce n-au înviat toți și câți au înviat? Nu ni se spune, dar se spune că unii au înviat. Învierea aceea trebuie să aibă de a face tocmai cu transferul care a avut loc din locuința morților, locul de așteptare a celor sfinți, a oamenilor lui Dumnezeu, ca să fie strămutați în raiul lui Dumnezeu, mutați
în raiul lui Dumnezeu și unora dintre ei li s-a dat drumul să vină înapoi pe pământ. Să se declare că moartea a fost biruită. Cum a fost biruită moartea? Cum a fost biruită locuința morților? În felul acesta, când cheile au fost luate în mâinile Domnului și El a deschis ușile și a transferat sfinții Vechiului Testament, i-a transferat în raiul lui Dumnezeu și ne așteaptă pe noi care vom ajunge acolo. Mai este un loc despre care vorbește Scriptura, și Vechiul Testament și Noul Testament, nu din lumea noastră, e numit adâncul, adâncul sau adânc. Și ne oprim două momente și la asta, că e bine să facem referință la adânc. Îngerii, există o categorie de îngeri care au fost pedepsiți de Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că nu știm exact care sunt acei îngeri. O interpretare, și poate fi corectă, e că e vorba de îngerii din Genesa 6 cu 1 la 4. Când fiii lui Dumnezeu, se vorbește despre fiii lui Dumnezeu, care s-au împreunat cu fetele oamenilor. A fost un lucru ciudat, care a fost menționat în Scriptură. Și modul în care este prezentat este că din îngerii lui Dumnezeu, care au luat trup de om, s-au împreunat cu fetele oamenilor. Îngerii aceștia și-au părăsit locuința. Iuda, versetul 6. Dacă proiectați, vă rog, Iuda, versetul 6, eu am să-l citesc. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Pe cei care n-au rămas la locul lor și-au părăsit locuința. Din cauza plăcerii, din cauza păcatului, și-au părăsit locuința. Și posibil că e vorba de îngerii ăștia. Îngerii aceștia au fost legați. O altă posibilitate este, nu arată Scriptura lucrul acesta, e că atunci când a căzut Lucifer, o parte din îngeri, poate că au fost și acolo două categorii, și o parte din îngeri au fost luați de Dumnezeu și pedepsiți, duși în adânc. 2 Petru 2 cu 4. 2 Petru 2 cu 4, vă rog să proiectați și eu am să citesc. 2 Petru 2 cu 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, și întrebarea la care nu avem 100% răspuns, numai astea două categorii pot să fie, ori îngerii care au căzut odată cu Lucifer, ori îngerii care și-au părăsit locuința și s-au coborât jos pe pământ ca să se împreuneze cu fetele fiilor oamenilor, îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Și Iuda vorbește despre lucrul acesta, versetul 6, îl mai citim, cred că l-am citit la început. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Deci există o categorie de îngeri care au fost pedepsiți de Dumnezeu, legați în lanțuri și sunt aruncați în adânc. Termenul biblic este adânc. Și la acest termen face referință Scriptura în mai multe locuri. Vă rog să proiectați Proverbe 15 cu 11. Proverbe 15 cu 11. Se vorbește despre două locuri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului. Cu cât mai mult inimile oamenilor. Locuința morților, ca nu-i cunoscută de nimeni, și adâncul sunt cunoscute de Dumnezeu. Deci există două locuri. Locuința morților e pentru oamenii care au murit și adâncul pentru îngeri. Și mai avem încă un pasaj care ne arată suficient de clar să înțelegem acest aspect. Luca 8 cu 31.
Luca 8:31, când Domnul Iisus Hristos are o negociere cu dracii. Ascultați! Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Deci adâncul, Scriptura, definește ca fiind locul unde îngerii pedepsiți de Dumnezeu sunt închiși în întuneric, legați cu lanțuri și așteaptă judecata. Locuința morților, locul unde au murit cei din Vechiul Testament, au fost duși cei care au murit, cei din Vechiul Testament, dar sunt două locuri separate. Un loc a celor sfinți care au așteptat ispășirea prin jertfa lui Hristos și un loc unde oamenii așteaptă judecata veșnică. Noi, de aceea despre noi, în Noul Testament, nu se mai vorbește că mergem în locuința morților. Noi nu mergem în locuința morților. Noul Testament nu arată lucrul acesta, pentru că Hristos, Domnul, a deschis raiul. Noi intrăm în prezența lui Dumnezeu. Raiul a fost deschis, Luca 23:43, Apocalipsa 1:18 ne arată faptul că raiul a fost deschis și că Domnul ține cheile morții și a locuinței morților. Apoi Luca 16:22 și Matei 27:51-53 este pasajul care vorbește despre învierea morților. Apoi, în Filipeni, fraților, în Filipeni 1:23 spune așa: sunt strâns din două părți, Apostolul Pavel, aș dori să mă mut să fiu împreună cu Hristos. Vorbește despre moartea lui. Aș dori să mă mut să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. El nu spune, nu a menționează absolut nimic în toate scrisorile lui, că eu să mă duc în locuința morților. Nu. Moartea este mutarea împreună cu Domnul. De aceea, la răpirea bisericii, în 1 Tesaloniceni 4:14, spune așa Sfântul Pavel, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Moartea pentru cei credincioși este intrarea în prezența lui Hristos într-un loc al așteptării, dar suntem în prezența lui Dumnezeu. Hristos îl numește paradis sau rai. Și despre paradis și rai se vorbește clar în Noul Testament. În locuința morților merg oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care așteaptă judecata finală. Noi nu așteptăm judecata finală, noi intrăm în prezența Domnului și de acolo, când va avea loc răpirea bisericii, noi vom veni împreună cu Domnul, vom fi transformați, vom primi trupuri de slavă și vom împărăți veșnic cu Domnul. În felul acesta, în mintea mea, zic eu ca om, se face pace cu toate versetele și cu toate pasajele. Orice alt tip de interpretare, am căutat să merg în mai multe direcții, am căutat pasajele din Scriptură, din Apocalipsa și din alte locuri și nicicum nu iese, nicicum nu se potrivesc altfel. Dar în felul acesta se potrivesc, nu se contrazice niciun pasaj biblic din altă parte, nu se contrazice nicio învățătură, nu predicăm nici de cum salvarea și pocăința după moarte. După moarte nu există șansă, nici cei din Vechiul Testament, pocăința lor n-a venit după moarte, pocăința lor a venit înainte de moarte, dar după moarte s-a deschis locul unde ei așteptau jertfa lui Mesia. Fără jertfa lui Mesia, fără jertfa lui Hristos, nu putea să aibă loc transferul în prezența lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, unde intră doar cei ispășiți și spălați în sângele Mielului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că aparținem Lui, fraților. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mântuit.
Îi mulțumim lui Dumnezeu că știm unde mergem. De aceea copiii lui Dumnezeu nu se sperie de moarte. Se sperie de moarte. Moartea nu-i de înfricat. Cheile sunt în mâinile Domnului. Moartea nu vine peste noi când vrea cineva. Nici măcar accidentul. Noi zicem că e din accident ca și oameni. Dar Dumnezeu ne-a numărat toate zilele înainte ca să fi fost vreuna din ele. Moartea pentru noi este mutarea în prezența lui Dumnezeu, la o întâlnire tainică cu Hristos. Dumnezeu să ne ajute prin jertfa Lui, numai prin jertfa Lui, să ne spele, să ne curățească, să ne desăvârșească și Dumnezeu să ne ajute prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Evangheliei să trăim despărțiți de poftele firii pământești și de voia neamurilor și alipiți de voia lui Dumnezeu. Putem spune, Doamne, ajută-ne!